multe bine mulțumirile sectorului independent, ele sunt justificate, dar pe de altă parte sectorul independent nu are acces la problemele sectorului public din zona culturii. Dacă tot am făcut, am realizat acele, am constituit acele comisii pe specialități în asociația culturală, ar fi fost de dorit ca aceste comisii să aibă un cuvânt de spus, să fie consultate, să apară în colectivul de redactare, pentru că în felul ăsta mi se pare extrem de lacunară strategia. Și, practic, peste tot, în toate aspectele, în toată structura ei, am descoperit lacune, ar fi foarte mult de discutat. La analiza SWOT, foarte multe lucruri sunt lipsesc. Și aici aș da un exemplu legat de, practic, dispariția ca prezența patrimoniului mobil și a patrimoniului imobil din orașul nostru, cu probleme aferente, cu acele probleme legate de situația juridică a unor clădiri care adăpostesc instituții fundamentale, cum sunt muzeele din oraș și așa mai departe. Dau un exemplu, Muzeul de Arte este în această situație, este Muzeul Farmaciei, Muzeul de Istorie, are o mare problemă legată de clădire, de stadiul în care se află restaurarea și așa mai departe. Nu putem să trecem peste aceste lucruri dacă facem o analiză de acest tip și dacă dorim să aducem în fața reprezentanților comunității o analiză foarte serioasă care să genereze măsuri. Pentru că nu, de data aceasta, nu bifăm o activitate. Această activitate este de mare responsabilitate pentru că pe termen lung va genera sau nu va genera interesul comunității pentru cheltuirea unor fonduri de rezolvare. De aici discutăm despre bani, discutăm despre idei, s-a văzut că idei sunt, orașul este așa pe locul întâi în dinamica culturală, dar nu despre asta e vorba. Aici este nevoie să direcționăm interesul comunității sau reprezentanților comunității, pentru că și din punct de vedere al audienței, Clujul este un oraș cultural activ, dar a reprezentanților politici către problemele de zona culturii. De asemenea, mi se pare că s-a trecut foarte ușor peste, și aici mă refer la sectorul artelor vizuale, peste organizațiile, cum să le zic, tradiționale ale diverselor brandurile, inclusiv a Uniunii Artiștilor Plastici. Reamintesc, Uniunii Artiștilor Plastici din Cluj este prima asociație cu caracter profesional, adică cea mai mare, cea mai importantă din România, după București, de lucrurile acestea le discutăm exclusiv Bucureștiul din